Așadar, da, aici am rămas la locuri de muncă. Să fie locuri de muncă, dar să fie și bine plătite. Că din, asta nou, e din nou intrăm într-un cerc vicios, vin investitorii, nu găsesc forță de muncă calificată, se obligă asta ei e, să-i califice la locul de muncă, dar pentru asta le dau la început salarii mici și durează foarte, foarte mult până dacă ai intrat cu un salariu mic, și... până ce reușești să-ți convingi angajatorul că meriți mai mult. Liceul din Tășnad. Din punctul meu de vedere, ar trebui să avem curajul să luăm o decizie radicală, să reușim să implementăm acel sistem dual de învățământ. Nu prea există în zonă, eu mă gândeam la ceea ce avem noi disponibil în zonă și vom avea nevoie în viitorul apropiat, la domeniul agriculturii, domeniul turismului. Copiii incluși în sistemul de învățământ dual beneficiază și de o bursă din partea statului român și povesteam cu un domn foarte implicat, un inspector școlar, și spunea că ar trebui să facem legat de agricultură scurte clipuri în care să prezentăm ce fac în aceste zile cei care lucrează în agricultură, acei mecanici agricoli la care noi aveam așa în minte imaginea că sunt toți plini cu ulei și da, cu vazelină. Ar trebui să-i filmăm astăzi că lucrează în utilaje ultra performante, computerizate, cu aer condiționat și condițiile sunt ușoare, și să nu vorbim că sunt și extrem de bine plătiți, pentru că gestionează utilaje în valoare de sute de mii de euro. Și recomandarea lui era să facem astfel de scurte clipuri, să le prezentăm tinerilor. Și... să nu mai aibă imaginea aia, vai, mă duc, mă, da. Vorba aia. Și să povestim și despre partea financiară, pentru că în acest domeniu salariile sunt din ce în ce mai mari și puțin știu eu persoane care lucrează pe utilaje de sute de mii de euro ca valoare și să aibă veniturile sub 1000 de euro lunar. Da, sigur că da, sunt multe de făcut, noi o să mai avem ocazia să le discutăm, dar acum, pentru ultima dată, pe o perioadă de cel puțin 4 ani, am să rog pe domnul primar să ne dea o scurtă consultare din punctul de vedere a profesiei, deci ca și medic veterinar. Acum, de câte ori o să mai veniți la televizor, nimeni nu o să mai fie curios de ce se întâmplă cu pesta porcină sau așa, toată lumea o să vrea să știe ce se întâmplă cu Tășnadul, de aceea profit acum în această calitate pentru ultima dată în acești 4 ani, nu vă mai stresăm cu asemenea probleme, dar iată că se pare că deși suntem acum cu COVID-ul, n-am scăpat nici de pesta porcină și aici am dorit să aflăm câteva amănunte. Din păcate nu am scăpat. Județul Satu Mare, din punctul meu de vedere și modul în care evoluează pesta porcină africană, se află într-o situație gravă. Se află într-o situație gravă și datorită faptului că, în urma evoluției unor focare în gospodăriile populației, pe o rază de 10 km se blochează întreaga activitate legată de creșterea suinelor și avem în acest moment toate fermele comerciale din județ blocate, cu pierderi financiare. Din punctul meu de vedere, am încercat la un moment dat să facem anumite calcule, nu se pot estima, dar este vorba de milioane de euro pierdute datorită evoluției acestor focare de pestă porcină africană și datorită restricțiilor pe care evoluția acestei boli în județ le impune. Deci că asta noi acum, sigur, preocupați și cu COVID-ul, mai nou cu alegerile, oarecum am trecut peste această, că e nenorocire până la urmă, am trecut peste ea, se apropie în schimb Crăciunul, toată lumea ar vrea un porc, o carne de porc, ceva, și se pare că veștile nu sunt bune. Veștile nu sunt bune și la modul cum a evoluat și a cuprins tot județul până la urmă această boală în vara acestui an, va fi foarte greu de gestionat. Și mai este un lucru și am să-i rog pe telespectatorii noștri să îi dea o mare, mare atenție. Autoritățile județene ale Direcției Sanitar-Veterinare au fost foarte corecte cu cetățenii, adică n-am văzut ca și în alte județe că dacă a apărut într-o localitate, au apărut inspectorii veterinari și medicii veterinari și au ridicat toate suinele din acea localitate și au lăsat pe oameni fără mâncare. Ar trebui să conștientizeze că la noi au fost mai altfel și mai înțelegători
și să nu recurgă la sacrificări ale suinelor și peșestache și diseminarea bolii în județ mai departe, să stea în regulă, nu se eutanasiază și nu se ucid suinele în județul Satu Mare decât în curțile afectate. Pentru că și sunt și despăgubiți, nu? Și cei sunt care despăgubiți. Sunt crotaliate animalele, da. Și așa. Această intrare în panică nu a făcut bine și sunt convins că multe persoane au luat suinele și le-au transportat dintr-o parte în alta sau chiar carnea de la porcii sacrificați dintr-o parte în alta și au făcut mai mult rău decât bine. Deci să stea până la urmă să respecte legislația în vigoare, să aibă grijă să nu circule dintr-o gospodărie în alta de la un adăpost de animale la adăpostul său de animale, să aibă grijă dacă găsesc și întâlnesc cadavre de porci mistreți până la urmă, că în această perioadă se recoltează porumbul, să anunțe autoritățile dacă găsesc astfel de cazuri. Pentru că și ei sunt vectori, am înțeles, importanți, porcii mistreți. Și în principal să respecte reglementările în vigoare, pentru că au fost mediatizate foarte, foarte mult, și să respecte mai ales circulația animalelor în această perioadă. Da, am văzut și în emisiunea trecută și acum că aveți așa o plăcere și este și normal, iubiți profesia pe care v-ați ales-o. În ce măsură o să vă lipsească în acești 4 ani, când, sigur că da, va trebui să vă preocupați de altceva? Cred că o să-mi lipsească mult, dar o să păstrez legătura cu ea. Fratele meu este tot medic veterinar și întotdeauna când avem situații mai deosebite ne consultăm. Așa că n-o să fie o rupere totală. N-o să fie o rupere totală, am să mai am contact, am prieteni cu care păstrez legătura în țară, care lucrează în diferite zone, ori industria porcului, ori industria vacilor, și am păstrat o legătură bună din timpul facultății și ne mai consultăm și chiar ne face plăcere să povestim pe teme de medicină veterinară. Da, pentru că este greu după atâți ani. Suntem pe finalul emisiunii, am să vă rog să încheiem această emisiune cu un mesaj adresat tășnădenilor și celor care v-au votat și celor care nu v-au votat. Până la urmă trebuie să fiți primarul tuturor tășnădenilor. Exact asta vroiam să spun și să le mulțumesc atât celor care ne-au votat și și-au pus încrederea în noi, cât și celor care nu ne-au votat. Eu voi fi primarul tuturor tășnădenilor, indiferent de faptul că ne-au susținut, nu ne-au susținut. Aceste lucruri s-au încheiat odată cu campania electorală. Voi rămâne același om pe care ei l-au cunoscut și ușa mea la primărie va fi deschisă tot timpul pentru ei, deoarece le-am promis în timpul campaniei electorale că voi fi în slujba lor și îmi doresc să muncesc pentru ei. Așa va și fi și să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne putem duce la capăt toate planurile pentru Tășnad. Da, așa să sperăm și noi, așa speră cu siguranță tășnădenii, de aceea v-au și votat. Cu siguranță o să vă mai așteptăm în emisiuni, pentru că până la urmă, cu o anumită regularitate, o să facem un fel de dare de seamă ce ați mai făcut, ce asta e și normal. Așadar, vă mai așteptăm în emisiuni, cel mai spunem tășnădenilor, cu pași mici, mărunți, dar vizibil, o, să spun așa, refacere sau o modernizare a Tășnadului. Deci invitația este lansată. Stimați spectatori, vă mulțumim dumneavoastră că ați fost ca de obicei alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.